Ce bine să ne vedem cu toții aici în format fizic. Depinde doar de noi să rămânem așa tot anul. Am încredere că veți face tot ce ține de voi să rămânem în format fizic anul acesta. Din partea mea ați văzut că este scenariul meu de bază. Bună ziua, dragi elevi, profesori, doamnelor și domnilor! Mă bucur să marchez deschiderea anului școlar 2021-2022 aici, la Colegiul Național Gheorghe Lazar din București. Sunt sigur că vă întrebați de ce am ales să fiu prezent astăzi la acest liceu și nu la altul. Dincolo de performanțele cunoscute ale elevilor, doamna director le-a menționat din nou, liceul vostru este primul din capitală care își asumă, începând de azi, startul unei reforme profunde. În punctul meu de vedere, este extraordinar că alegeți să implementați un program pilot care înseamnă un model curricular de secol 21. Un program pilot bazat pe coordonatele definite în proiectul România Educată. Mai concret, ce înseamnă acest lucru? Un proces de predare, învățare, evaluare mai apropiat de cerințele și exigențele unui învățământ modern, centrat în mod real pe elev. E nevoie să ne concentrăm cu adevărat pe dezvoltarea unor competențe relevante. Prin acest pas, definim începutul unei reforme profunde în domeniul educației din țara noastră. Pilotarea va fi monitorizată continuu de către Ministerul Educației, iar modelele care se dovedesc de succes vor fi propuse spre scalare la nivel național. Asta înseamnă că ce faceți voi începând de astăzi la Gheorghe Lazar ar putea, eu și eu sunt sigur, ar putea să ajute generații întregi. Bineînțeles că ne oprim aici. În următorii ani, în PNRR, poate ați auzit de Plan Național de Redresare și Reziliență, este prevăzută finanțarea a 60 de școli pilot. Țin foarte mult la reformarea învățământului și știu că vom reuși să facem acest lucru prin proiectul România Educată. Tocmai pentru că noi, ca să pierdem timpul, săptămâna aceasta vom adopta și implementa programul. România Educată este cel mai amplu proiect de reformă a educației, inițiat și dezvoltat de administrația prezidențială, un proiect care reprezintă viziunea, strategia de țară în domeniul educației în perspectiva 2030. Este bine de știut că toate aceste reforme ale învățământului au surse de finanțare multiple, PNRR, bugetul de stat și fonduri europene. Miza noastră în educație nu este de a face un pic altceva, un pic altfel sau la fel ca până acum. Miza noastră strategică este a face altfel, altceva. Adică școală de secol 21 pentru România de secol 21, pe care sunt convins că ne dorim cu toți. Așa cum văzați aici, acum la Colegiul Național Gheorghe Lazar din București. Felicitări și mult succes atât școlii pilot Gheorghe Lazar, cât și tuturor celelalte școli din România. Vă mulțumesc! Domnule ministru Sorin Câmpeanu, vă invit să ne spuneți câteva cuvinte. Vă mulțumesc tuturor, domnule prim-ministru, dragi colegi, cadre didactice, elevi. O emoție triplă. Dincolo de emoția firească oricărui început de an școlar, este emoția pe care o avem, din păcate, din cauza crizei pe care o traversăm. Peste acest lucru se suprapune emoția generată de curajul de a iniția un proiect pilot și vă spun că este cel mai îndrăzneț, cel mai curajos din cele 6 proiecte pilot aprobate, singurul din București, dar cel mai îndrăzneț, un proiect prin care voi, cei care începeți acum clasa 12-a, veți face lucrurile altfel. Va fi o modalitate de învățare mai adecvată, mai bine adaptată așteptărilor și nevoilor voastre, în vederea finalizării ciclului liceal, în vederea pregătirii admiterii pentru facultate. Sunt convins că rezultatele bune pe care le veți avea vor putea fi extinse la nivelul altor școli,
Sunt convins de asemenea că veți face tot posibilul ca școala, și acum sunteți încă și mai interesați decât erați înainte, să se poată derula cu prezență fizică. Motiv pentru care mulțumesc colegilor cadre didactice care, să nu uităm, s-au vaccinat într-o proporție de 61% la nivelul Sistemului Național de Învățământ, iar în liceul Gheorghe Lazar, într-o proporție de aproape 100%, este o pondere dublă față de nivelul național de vaccinare. Mă bucur foarte mult că în ultimele zile una din trei persoane vaccinate sunt elevi, pentru că înțeleg importanța acestui gest și din perspectiva derulării educației cu prezență fizică. Mulțumesc încă o dată pentru toate acestea. Închei spunându-vă vivat, crescat, floreat Colegiul Național Gheorghe Lazar. Și nu uitați, o spune un savist, veșnicul competitor al vostru. Sigur, asta era în urmă cu aproape 40 de ani, dar lucrurile se păstrează. Succes în nou an școlar, succes în demersul curajos la care sunteți parte și pe care îl veți duce la bun sfârșit doar împreună cu profesorii voștri. Succes încă o dată! Mulțumesc!